Azi, ce spune despre deci, om? Femeia cu sânii mari și rotunjoară, știi? Rotunjoară și cu picioarele mai subțiri de obicei. Mai rubensiană. Nu rubensiană, vorbim de rotunjor. Adică aici, cu burtă, de jur împrejur, cu spate. Care n-are început și sfârșit. Exact, rotundă. Rotundă. Nu, dar e foarte important să ținem cont, pentru că... Care este, acolo? Lidia? Că penultima. Uite, penultima. Penultima. Penultima, da. Uite, penultima formă. Deci ovalul. Exact. E foarte interesant pentru că aceste femei, acești oameni, și femei și bărbați, dar de obicei partea feminină, pentru că aici e vorba de hormonul, de leptina ca hormon, și e foarte important pentru că arată depozitul de hrană în caz de, dar asta îl face așa, îl face natura, în caz de foamete, de... Criză, pentru că ea face depunere. Deci și ia rezerve. Își ia rezerve. Își Dar de unde vine? Ne întoarcem la când a fost ea născută. În momentul când a fost născută și e hrănită cu sân, pusă la sân, avea senzația de să nu fie aruncată, să nu fie lăsată, Până să se destuleze. Deci ea a venit din placenta maternă cu o informație. Să nu cumva să rămână nemâncată. Nu? Sau cum? Să nu foame și să nu fie aruncată. Aruncată, alungată. Să nu sufere de lucrurile. Adică părăsită. Și din placentă, interesant. Cum? Adică, zic așa, e un gând al mamei? E un gând al mamei. Ce gând poate să determine în copil astfel de... Nedorința sau dorința puternică. Ori dorința foarte puternică. Dorința puternică și frica de a nu pierde copilul. Sau de a nu putea avea grijă. Aha. Deci, extremele. Extremele. Extraordinare. În toate chestiile astea, extremele. Deci, femeile care acumulează rezervele astea au undeva... Indiferent câtă lipoabsorbție ar face aceste femei... Tot acolo ajung. Tot acolo vor ajunge. Deci, niciodată nu vor putea scoate grăsime de pe ele, pentru că este peste tot. E genetic. Adică e genetic și este peste tot. Ele pot lupta cu ele să rămână cât de cât rubeșiene, așa, să fie voluptoase. Și se bucură de ce exact, au ele. Da, exact. Până că au sânii mai mari și au alte femei mai mari și totul e rotund. Totul e rotund. Asta e, își pun bluze mai lărguțe. Ne mai uităm un pic pe imaginea aceea, Lidia, să mai vedem și alte forme, te rog frumos. Uite, forma dreptunghiului, da. Forma patra a dreptunghiului, sunt femeile care sunt foarte fipte cu picioarele, realitate, și sunt conducători realiști, așa. Uite, de altfel, celulita. Hai să vorbim despre... Să vorbim despre... Hai să vorbim de caracter. Ce e acolo? Nu. După aceea spui tu. Lasă-mă să spun de celulita. La celulita, că e foarte important. Nu, am un exemplu și îl știu. Așa, spuneți exemplu și apoi celulita. Țineți vorba. Cu tipul ăsta, știi, aici se face spiritul ăla de glumă, femeia jnur. La dreptunghi, da? Care se poate... E telefon așa, o bagi așa, e ok. Într-adevăr, ce există, o forță de penetrare fantastică. O forță de a alege un drum în viață. Cum sunt băgate în tiparele alea, așa vor să-și ordoneze și tiparul vieții. Iar cel de lângă ea, ca partener, vorbind de femeie, va trebui să se subordoneze total dorințelor Doamnei. Deci, ca să știți, dacă luați o femeie așa... Femeie cu care pleci la câștig în viață. Câștigați. Dar care... Care ce? Nu prea ies din tiparul lor. Nu prea le scoți din tiparul lor. Și care nu par feminine, nu par foarte feminine. Par foarte feminine. Păi la forma asta e mai complicat. Nu, știi de ce? Pentru că ele n-au ceva ostentativ cu care să atrag. Un tot unitar. Am e înțeles. Un tot unitar. Deci e o frumusețe de ansamblu. De ansamblu, da. Pentru da, că da. Dacă te duci acolo la clepsidă, ia uite-te în prima pagină, tentațiile sunt atipologia actuale de femeie. Da. Pentru că înainte toată lumea nebunea după femeile cu meringuși, finuți. Și cu șoldurile mari. Și cu șoldurile mari. O să-ți spun, hai că aici mi-a ridicat minge la fileu. Femeia cu fese și cu șoldurile mari este femeia atractivă pentru masculi. Da. Dar șoldurile le fac femeile care hrănesc foarte mult copiii la sân. Adică perioadă foarte lungă.
este un semn al mamei, maternității, lăptăreasa lui Enache, știi? Exact așa, deci femeile, deci care este, alăptează foarte este mult. Șoldul este semnul maternității. Corect. Fac copii mulți și hrănesc. Aici vreau să ajung. Și hrănesc foarte, foarte mult. Sunt foarte fertile, la au fertilitate. Fertile, femeile cu șolduri mari. Ca să știe bărbații când se însoară ce-și iau. Nu, dar ca să știm și noi, că tot timpul ne gândim, tot timpul ne uităm în oglindă, cei care suntem pe forma asta, eu practic mă regăsesc, în forma asta de clepsidă, dar o clepsidă un pic umflată mai jos, așa. Da, tu ai semnul maternității. Da, de, tot timpul ne atacăm pe noi din cauza asta, că aoleo, că aoleo, că aoleo. Ne spui despre... Nu, uite, eu bărbat, femeia trebuie să fie foarte sigură că bărbatul îi va aduce tot de ce are ea nevoie. Deci îi va crea o stabilitate. Și ne întoarcem la celulita, pe care toate fetele se plâng de celulită. Știi ce înseamnă celulita? De fapt, este frica de a rămâne fără casă, fără un susținător, fără cineva care să aibă grijă.